Astăzi a avut loc ședința ordinară a Consiliului Județean al lunii ianuarie, în cadrul căreia au fost discutate și aprobate mai multe puncte de pe ordinea de zi. Unul dintre proiectele importante ce au fost discutate a fost decontarea transportului elevilor către unitățile de învățământ. Președintele Consiliului Județean Mehedin Țela din Georgescu a avut mereu în atenție educația elevilor din județul nostru. Prin dispoziția numărul 22 din 2024, Consiliul Județean Mehedinți a fost convocat în ședință extraordinară astăzi, 19 ianuarie 2024, ora 11. Ordinea de zi a ședinței de astăzi cuprinde două proiecte de hotărâre. Vă supun la vot această ordine de zi. Cine este pentru? Abțineri, împotrivă. În cursul zilei de astăzi, Consiliul Județean Mehedinți, instituție condusă de președintele Consiliului Județean Mehedinți la din Georgescu, a găzduit ședința ordinară a lunii ianuarie, în care s-au discutat două puncte extrem de importante de pe ordinea de zi. Președintele Consiliului Județean Mehedinți la din Georgescu a avut în vedere întotdeauna educația copiilor. Astfel, în cadrul ședinței de astăzi a fost votat un proiect extrem de important privind decontarea transportului elevilor către unitățile de învățământ. Hotărâre a privit aprobarea valorii unitare de 0,37 de lei pe kilometru pentru decontarea transportului elevilor către unitățile școlare, în condițiile în care, acum două zile, pe data de 17, pentru această sumă s-a primit avizul de la ANRSC. În consecință, începând cu această dată, elevii pot să-și deconteze, inclusiv retroactiv, sumele de la începerea anului școlar și până în prezent și, evident, de aici încolo. Președintele Consiliului Județean Mehedin Țela din Georgescu a pus mereu pe primul loc infrastructura educațională, alocând fonduri guvernamentale pentru dezvoltarea mai multor unități de învățământ de pe raza județului nostru. În continuare, Consiliul Județean, în frunte cu președintele Consiliului Județean Mehedin Țela din Georgescu, discută și aprobă numeroase proiecte menite să ducă la o dezvoltare armonioasă a județului, fiind mereu atent la bunăstarea copiilor, cât și la educația acestora, prin numeroasele proiecte implementate.